Da. Domnule Șeptică, care e situația acum la PNL Botoșani? Cine conduce, până când, care e situația de fapt? În primul rând, dați-mi voie să vă salut și, cum vă spuneam și dumneavoastră și celorlalți care ne-au ascultat încă de vineri, după știința mea, și cred că vorbesc în cunoștință de cauză, există un singur președinte la PNL Botoșani, ales în 4 iulie 2021, și ca să nu mai repet lucrul ăsta, vorbesc cu președintele PNL Botoșani. Dacă asta era întrebarea, sper că v-am și răspuns. Vă rog. Ieri a fost BPN la București, așa era o efervescență, veneau pe surse informații că s-ar putea să se întâmple ceva cu Costel Șoptică. Da. Foarte rezistent cu Costel Șoptică ca polițian în această perioadă. Eu nu mă așteptam, sincer, să vrea Bucureștiul să schimbe și Costel Șoptică să rămână după o săptămână. Acum nu se pune problema, cum să vă zic eu, că București vrea neapărat să schimbe, pentru că București, dacă la un moment dat dorește să schimbe, atunci vine în fața Biroului Proiectului Național cu o propunere pertinentă, analizând rezultatele sau maniera în care a dat rezultate într-o filială, și la propunerea președintelui se poate întâmpla, bineînțeles, o demitere, atât a unui președinte de filială, cât și a unui și dizolvarea unui birou politic sau, mă rog, birou permanent județean. Spre exemplu, după modelul 7 ianuarie, cum s-a întâmplat la Botoșani. Nu a existat o astfel de situație, de altfel, de când o discutați dumneavoastră, deja sunt două BPN-uri până acum, nu s-a pus nici vorba în discuția BPN-ului așa ceva. Eu mărturisesc că discuții au fost pe tema asta. Ați văzut că eu sunt și am fost extremat de încântat de venirea domnului Valeriu Istimic, despre asta vorbim în Partidul Național Liberal. Ba mai mult, consider că dumneavoastră poate să aibă, să spunem așa, și chiar îmi doresc să aibă o, să spunem, intenții, și cred că are intențiile cele mai bune în a da cele mai, să spunem așa, mai fezabile soluții pentru ceea ce privește PNL în viitor. Și spun asta ca și deschidere, în sensul în care domnul are deja o experiență extraordinar de mare în domeniile pe care deja le cunoaște și nu vreau să le repet, iar eu sunt nu neapărat dispus, dar sunt suficient de matur încât să înțeleg și să ascult și alte păreri decât cele pe care cred eu că le-am, sau să cred că doar ceea ce cred eu este cel mai bun lucru. De altfel, în sensul ăsta am și spus, și puterea la care se referea Valeriu Istimic, la asta se referea, că discuția care a avut-o cu mine a fost aceea, conform căreia eu voi ține cont, dacă dumneavoastră vine în Partidul Național Liberal, și iată că a și venit în birou, în birou de aseară, bine, am venit în Partidul Național Liberal, voi ține cont de absolut orice îmi va spune în acest sens, și vreau să vă spun totuși ceva, că nu fac parte din categoria celora, cărora dacă le se spune să arunce capul într-o fântână, eu